Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la primele informații ale zilei. O prostituată din Brașov are de efectuat numai puțin de 5.000 de ore în folosul comunității. Femeia a bătut toate recordurile la pedepse convertite în muncă. Ea are de executat 5.000 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a încasat de-a lungul vreme o mulțime de amenzi pe care nu le-a achitat. Potrivit legii, persoanele care nu-și plătesc sancțiunile contravenționale sau cele care au comis diverse infracțiuni mai puțin grave trebuie să execute în medie 100 de ore de muncă în folosul comunității. Însă pentru că amenzile acumulate de-a lungul timpului de femeie pentru prostituție au fost foarte multe, aceasta a ajuns la cifra record de 5.000 de ore de muncă. Alți 120 de brașoveni s-au prezentat la primărie pentru a-și ispăși aceste pedepse. Potrivit reprezentanților municipalității, de regulă aceste persoane sunt trimise să lucreze la spații verzi, în zonele unde întreținerea nu este concesionată de către firme private, la adunat de frunze sau la curățarea străzilor. Atenție, agricultori brașoveni! Furturile de sezon au intrat în atenția celor certați cu legea. Trei suspecți au fost prinși în flagrant de polițiști în timp ce încercau să fure porum de pe un câmp din Teliu. Pe numele inculpaților s-au întocmit dosare penale. Recomandăm proprietarilor de terenuri agricole să-și protejeze pe cât posibil recoltele și de îndată ce constată furtul de produse să ne anunțe prin serviciul gratuit 112. Consumul de bere din România a fost într-o continuă creștere în ultimii ani, cel puțin așa spun specialiștii din domeniu. Potrivit unui studiu, țara noastră este pe locul 5 într-un top al țărilor consumatoare de bere. În tendință se află mai nou și berile aromate. Brașovul este unul dintre orașele în care se află o fabrică de bere, iar zilele acestea și-a deschis porțile pentru consumatori și curioși. Deși nu a apărut pe piață de foarte mult timp, berea cu diferite arome se află printre preferatele românilor. Pe primul loc rămâne însă berea naturală, blondă, spun specialiștii. Consumul de bere în România este, sau berea în România are trecere la consumatori, fiind consumul de care v-am spus situează România undeva în primele 5-6 țări din Europa din perspectiva consumului de bere pe locuitor. În ultima vreme au apărut și produse care intră în categoria berilor cu arome, cum e berea cu lămâie sau cu alte arome, au un trend crescător, dar sigur, din punct de vedere volum și cantitate, berea lager, berea blondă, are în continuare cea mai mare pondere. Zilele acestea, brașovenii pot vizita fabrica de bere din oraș și pot afla câteva din tainele procesului de preparare. Avem hameiul sub formă de peleți. Acestea, m-am spus, se macină, se amestecă cu apă și rezultă plămada. Sigur, aici a fost pusă de ceva vreme și, după cum vedeți, a sedimentat partea grosieră. Curioșii sunt invitați să-și deguste berea aflată în diferite stadii de preparare. Acesta este mustul dulce. Cei care au vizitat deja fabrica au rămas plăcut impresionați. M-a impresionat curățenia și tehnologia. Linia de producție este impresionantă. Nu știam că eu au tehnologie atât de bună. Consumați bere de obicei? Fără alcool, pentru că conduc foarte des. Da, eram și curioasă și eram curioasă să văd fabrica, pentru că sunt brașoveancă și n-am fost niciodată aici. Chiar am fost curioasă pentru că exista cândva un slogan, nu ești brașovean dacă n-ai fost la 7 scări, n-ai vizitat știu ce, și chiar n-am știam nimic despre fabrica, despre interior, n-am fost niciodată aici și chiar eram curioasă. Mă simt brașoveancă acum. Cei care doresc să viziteze fabrica de bere din Brașov o mai pot face până sâmbătă inclusiv. După turul personalizat, vizitatorii se pot relaxa în zonele special amenajate. Pe poarta fabricii de bere din Brașov ies în fiecare zi aproximativ 700.000 de sticle îmbuteliate. 26 de judecători și procurori brașoveni protestează împotriva propunerii prin care avocații cu vechime de peste 18 ani pot intra în magistratură fără examen. Consiliul Superior al Magistraturii intenționează să modifice legea pentru ca aceste mutări să poată fi puse în practică. În aceste condiții, magistrați din toată țara au semnat un memoriu de protest care a fost trimis la Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit luju.ro, lista cu numele judecătorilor și procurorilor care se opun intrării în magistratură fără examen a avocaților cu vechime de peste 18 ani cuprinde peste 1200 de nume la nivel național. 26 dintre judecătorii și procurorii care protestează sunt de la instanțe și parchete din Brașov. Protestatarii susțin că este obligatoriu examenul scris pentru cei care doresc să intre în magistratură, interviul fiind insuficient.
ANAF a început verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat, iar luna trecută ați avut cu 12 lei mai mult în portofel. Amănunte rubrica BIS. Bun găsit! ANAF a început verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat. În eșantionul de risc intră persoanele fizice cu avere afișată semnificativă, constând în imobile, autoturisme de lux și alte bunuri de mare valoare sau care au depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate, nejustificate de veniturile declarate. Programul vizează verificarea veniturilor și a declarării acestora începând cu anul 2011, pentru că doar pentru acestea se poate aplica atât regula de impozitare a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, cât și procedura de verificare. Luna trecută ați avut cu 12 lei mai mult în portofel, cel puțin statistic, pentru că salariul mediu nominal net a fost de 1818 lei în iunie, în creștere față de luna precedentă, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, 5019 lei, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante, 1032 de lei. Câștigul salarial mediu brut s-a situat la 2516 lei în iunie, cu 0,6% mai mare decât în luna mai a anului 2015. Leul s-a apreciat în raport cu principalele valute. Euro a fost cotat la cursul Băncii Naționale la 4 lei și 41 de bani. Moneda națională a câștigat teren și în fața dolarului american, cotația BNR fiind de 4 lei și 4 bani. Și în raport cu francul elvețian, leul a continuat să se aprecieze până la un curs de 4 lei și 11 bani. După trendul ascendent de până acum, gramul de aur s-a ieftinit, scăzând până la valoarea de 141 de lei și 27 de bani. Poliția locală este cu ochii pe noi. Amenzi usturătoare pentru șoferii care nu respectă regulile de circulație. În numai o săptămână, polițiștii locali au aplicat amenzi de peste 16.600 de lei. Vinovații sunt cei care au oprit sau au staționat cu autovehiculele în locuri nepermise din municipiu. Serviciul rutier al Poliției Locale Brașov a desfășurat o acțiune complexă în vederea identificării și sancționării conducătorilor auto care încalcă legislația privind oprirea și staționarea autovehiculelor în zona trecerilor de pietoni, intersecții, spații verzi, dar și în apropierea piețelor agroalimentare. Cele mai multe amenzi și cele mai multe puncte de penalizare au fost aplicate șoferilor care au oprit în zona de acțiune a indicatorului oprire interzisă. Vorbim aici de mai mult de jumătate din sancțiunile pe care polițiștii locali de la serviciul rutier le-au aplicat în municipiu. Polițiștii locali spun că acțiunile de verificare a șoferilor în trafic vor continua. Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a aplicat amenzi în valoare de 180.000 de lei pentru munca la negru din oraș. Au fost efectuate 200 de controle, de unde au fost identificate 18 persoane care munceau la negru, adică fără documente legale. În ceea ce privește respectarea prevederilor, privitor la completarea și transmiterea datelor în revisal, au aplicat amenzi în valoare de 9.900 de lei și două avertismente. Și în domeniul securității și sănătății muncă, inspectorii au efectuat 128 de controle, în urma cărora au fost sancționați pentru neregule constatate 42 de angajatori cu amenzi în valoare de 80.500 de lei. Românii sunt dependenți de smartphone-uri. Așa arată un studiu făcut de cei de la Google în 4 țări din Europa Centrală și de Est. În celelalte 3 țări, Ungaria, Cehia și Slovacia, nu telefonul este pe primul loc în preferințele oamenilor. Aproape 60% dintre utilizatorii de internet din România, botezați de cei de la Google Homo Smartphonicus, accesează informațiile din mediul online direct de pe telefoanele inteligente. Portofelul depășește smartphone-ul și este pe primul loc între lucrurile fără de care omul nu pleacă de acasă, în țări precum Ungaria, Cehia sau Slovacia. În schimb, în România lucrurile stau cu totul altfel. Mai mult de jumătate dintre români afirmă că țin telefonul inteligent în buzunar sau în geantă, iar 42% pe birou sau pe masa pe care mănâncă. Majoritatea celor chestionați au spus că verifică orice notificare a telefonului. Ca preferințe, când vine vorba de aplicații, pe telefonul unui român găsim SMS-ul 84%, Facebook 64%, e-mail-ul 59%, dar și aplicațiile de comunicare precum WhatsApp 52%. Turiștii care străbat Europa la pas nu vor mai ocoli România. O asociație din Elveția va susține construirea potecilor prin munții Carpați. Cu ocazia lansării proiectului, specialiștii elvețieni au parcurs trasee de drumeție din masivul Postăvaru și muntele Tâmpa, pe unde vor trece E3 și E8. Se caută soluții pentru reconfigurarea optimă a potecilor existente în masivul Postăvaru, lucrare necesară după extinderea domeniului schiabil.
Soluțiile au fost corelate cu intenția realizării în zona unor trasee pentru mountain bike. S-au avut în vedere ca potecile să evite domeniul schiabil, urmând să fie practicabile și iarna, să ofere priveliști atractive, să străbată zone împădurite și să se intersecteze cât mai puțin și fără riscuri cu traseele pentru biciclete. Asociația Carpatina Ardeleană a Turiștilor a lansat proiectul intitulat Conectarea României la rețeaua europeană de potești turistice de lungă distanță, proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. La lansarea proiectului au participat și doi experți elvețieni în domeniul infrastructurii pentru drumeție, asociația care proiectează și întreține toate potecile turistice din Elveția. Două din cele 12 trasee turistice europene de lungă distanță vor traversa și țara noastră, mai exact E3 și E8. În ciuda căldurii de afară, calendarul ne anunță nemilos că se apropie toamna. Creștinii ortodoxi și catolici prăznuiesc schimbarea la față a lui Iisus Hristos. A fost momentul în care apostolii Mântuitorului aflați pe muntele Tabor s-au convins că acesta nu este un simplu proroc al lui Dumnezeu, ci fiul său. Pe lângă semnificația religioasă, sărbătoarea a fost asimilată în popor ca zi ce marchează despărțirea de vară. Numită în popor Pobreajenul, schimbarea la fața Domnului este prima minune înfăptuită de Iisus pe muntele Taborului în fața ucenicilor săi Petru, Ioan și Iacov, cu care a urcat pe munte ca să se roage. Pe lângă semnificația religioasă, schimbarea la fața a fost asimilată în popor ca zi ce marchează despărțirea de vară. Altfel spus, schimbarea veșmintelor naturii, dar și ale oamenilor, cu cele ale noului anotimp care se pregătește să sosească. De acum, frunzele încep să se îngălbenească, iar păsările migratoare își pregătesc plecarea. În această zi nu se lucrează, iar credincioșii duc la biserică fructe din noua recoltă care se binecuvântează și apoi se împart. Tot acum se adună și plante de leac. Atenție cum circulați, pentru că se efectuează lucrări la carosabil și la trecerile cu calea ferată atât în oraș cât și în județ. De asemenea, echipajele radar sunt în trafic. Unde sunt acestea amplasate, aflăm chiar acum. Bine v-am găsit! Poliția rutieră monitorizează traficul dimineață pe Bulevardul 13 Decembrie și pe calea Feldioarei, la orele prânzului pe calea Făgărașului, iar spre seară pe strada Stadionului. În județ, aparatul radar va fi prezent pe DN1 la Predeal, Timișul de Sus, Ghimbav, Mândra, Făgăraș, pe DN13 la Stupini, Feldioara, Rodbav, Fișer, Bunești, pe DN73 la Cristian, Râșnov, Tohan, dar și pe DN11 la Hărma, respectiv Lunca Câlnicului. În perioada 8 august ora 7, 9 august ora 19, circulația rutieră este închisă între Colonia Bod și Bod, deoarece se efectuează lucrări la suprastructura căii ferate. Circulația se va face pe ruta ocolitoare Colonia Bod, Centura Brașov, Sânt Petru, Bod sau prin Feldioara, Hăghig, Araci, Bod. Așadar, circulați în condiții de siguranță. Sunt Alexandru Folea și rămâneți în continuare cu știrile dimineții la Mix 2 TV. Atenție, se deschide clubul de vacanță. Copiii vor avea ocazia să-și exerseze talentul, creativitatea, spiritul de echipă și îndemânarea alături de specialiștii și voluntarii Asociației Copiii de Cristal. Înscrierile au început, iar părinții vor avea o alternativă de vară pentru micuți. Clubul de vacanță își deschide porțile din data de 17 august. Părinții își pot înscrie micuții chiar aici, la sediul Asociației Copiii de Cristal. Clubul de vacanță este un proiect al Asociației Copiii de Cristal, un program de dezvoltare creativă și învățare prin joc destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani, ce se va desfășura între 17 august și 4 septembrie la sediul Asociației din strada Panselelor numărul 23. În cadrul activităților, cei mici vor avea ocazia să-și exerseze talentul, creativitatea, spiritul de echipă și îndemânarea alături de specialiștii și voluntarii Organizației Copiii de Cristal. Acest club a venit dintr-o nevoie a părinților care au nu neapărat numai copii cu nevoi speciale și copii tipici. În luna august grădinițele se închid și atunci știu ce pățeam și eu, că oare ce mă fac cu el, unde îi duc și ce fac cu ei. Deci vine ca un răspuns la o nevoie. E un club unde copiii învață jucându-se. Colegii de-ai noștri, care sunt deja cu o experiență foarte mare, în fiecare zi organizează pe parcursul acestui club câte o explorare de în mediu, câte o excursie, câte o activitate care presupune interacțiune între ei. Participând la programul Clubul de Vacanță, părinții vor susține și terapiile de care beneficiază în cadrul Asociației Copiii de Cristal câțiva micuți cu diverse tulburări din spectrul autist care provin din familii cu posibilități financiare reduse. Doamnelor și domnilor, acestea au fost primele informații ale zilei. Rămâneți alături de noi pentru informațiile din sport prezentate de Răzvan Țirea și Meteo cu Ana. Sunt Silvana Vorovenci, toate cele bune!
Bun găsit la știrile din sport. FC Brașov l-a ratat pe Lemnaru. Oficialii grupării de sub tâmp au încercat să întărească ofensiva stegalilor, iar unul dintre jucătorii cu care au fost în discuție este fostul vârf al celor de la Universitatea Cluj, Valentin Lemnaru. Galben-negrii l-au ratat însă pe jucătorul în vârstă de 31 de ani, care a semnat o înțelegere cu gruparea de primă ligă Petrolul Ploiești. Lemnaru era liber de contract după ce înțelegerea sa cu Universitatea Cluj a expirat. Vârful de 31 de ani a mai evoluat în cariera sa la Poli Timișoara, Dunărea Călăraș, Dinamo București, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Steaua București. Acum oficialii stegari trebuie să se reorienteze spre un alt vârf de atac. Steaua București a ratat calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor. Drumul trupei lui Rădoi în Champions League s-a oprit la Belgrad. Partizan a învins Steaua cu 4-2 după ce la pauză Chipciu și compania conduceau cu 2-1. Steaua ratează astfel pentru al doilea an consecutiv calificarea în grupele Champions League. Trupa din Ghencea se va afla vineri în urnele tragerii la sorți a play-off-ului din Europa League. Steaua a ratat calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor după ce a fost învinsă în deplasare cu scorul de 4-2 la pauză 1-2 de formația sârbă Partizan Belgrad în manșa secundă a turului 3 preliminar al competiției, dar va evolua în play-off-ul Ligii Europa. În tur pe arena națională, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Meciul retur a început bine pentru roșialbaștri, care au ratat însă ținta prin Chipciu, Pap și Varela. În minutul 8, după o greșeală a lui Paul Pap, Babovic a deschis scorul. Steaua a reacționat ca o echipă mare și a restabilit egalitatea prin Muniru în minutul 11, după ce Tadea a lovit bara transversală, Hamrun a finalizat o acțiune bună a lui Adi Popa și elevii lui Rădoi erau cu un pas în play-off-ul Ligii Campionilor. Partea secundă a început cum nu se poate mai prost pentru români. Varela a faultat în postură de ultim apărător și a fost eliminat, iar sârbii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Bojinov a trimis însă în bară și Steaua spera în continuare la calificare. A venit însă minutul 60, când Ieftovici a șutat, iar mingea deviată de Pap a intrat în poarta steliștilor. 9 minute mai târziu, vedeta celor de la Partizan, Andreea Zivkovici, a înscris cu un șut la colțul lung și tribunele stadionului din Belgrad au luat foc. Troici a stabilit scorul final în minutul 90+1 și Partizan va juca în play-off-ul Ligii Campionilor. Steaua va evolua în play-off-ul Ligii Europa, unde va fi cap de serie. Tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Ligii Europa va avea loc vineri de la ora 14. În perioada 27-30 august, la cheile Grădiștei, vor avea loc campionatele mondiale de biatlon role pentru seniori și juniori. În program vor fi 3 probe, sprint, pursuit și ștafetă mixtă, iar intrarea spectatorilor va fi liberă. De la aceste campionate mondiale nu vor lipsi reprezentanții națiunilor importante ale disciplinei: Germania, Rusia, Franța, Finlanda, Norvegia, Austria sau Ucraina, după cum a anunțat secretarul general al Federației Române de Schibiatlon, Puiu Gașpar. În total, 28 de țări vor fi reprezentate la cheile Grădiștei. Lotul român va fi compus din 10 sportivi seniori și 10 la juniori. Nu vor lipsi cei mai buni biatloniști ai României, Eva Tovalvi și Cornel Puchian. Punem punct aici informațiilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează Vremea cu Ana. Prognoza rămâne neschimbată pentru depresiunea Brașovului. Vremea se menține caniculară, vânt slab și cer în mare parte senin. Bine v-am regăsit la informațiile meteo, sunt Ana. La munte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări îndeoseb ziua, unde doar pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperatura aerului nu va avea variații semnificative și vom avea la Brașov o maximă de 33 de grade Celsius. În weekend așteptăm să se răcorească ușor, însă temperaturile nu vor scădea mai mult de 2-3 grade. Vom avea soare din belșug, vântul va sufla slab, șansele de precipitații sunt zero. Așadar, vom avea o vreme perfectă pentru ieșiri în natură. Maximele pentru weekend vor ajunge la 29-30 de grade, minimele pe timpul nopții ajungând la 12 grade Celsius. Cam atât despre informațiile meteo, sunt Ana și ne revedem indiferent de vreme.